Aceste cuvinte sunt absorpție, comasare și descentralizare. Tot auzim despre absorpția fondurilor europene și ne-am hotărât și noi să facem o absorpție din fondul lingvistic comunitar și astfel a apărut Smart and Right. Desigur, acest slogan se referă la orice tânăr de dreapta din România, deci la fiecare dintre voi. Pentru că până comasăm alegerile locale cu cele parlamentare, va mai dura puțin, deocamdată ne-am hotărât să amestecăm culorile. Pentru că suntem la mare, am ales culorile mării și vedeți cu toții ce a ieșit. Iar în ceea ce privește descentralizarea, am stabilit singuri, chiar prea singuri, agenda acestui eveniment, logo-ul, invitații, temele, culorile și, să fiu sincer cu dumneavoastră, am fost inspirați în această atitudine chiar de afirmațiile premierului Boc, care spunea că descentralizarea e primul pas al reorganizării. Că tot vorbim despre conducerea partidului, sper din suflet că și domnul președinte Emil Boc și ceilalți colegi din conducere vor manifesta moderație, precauție și echilibru, așa cum o fac și în actul de guvernare față de organizația de tineret și ne vor înțelege acest elan nonconformist pe care l-am manifestat, zicem noi, în cadrul acestui eveniment. Oricum noi îl așteptăm sâmbătă aici pe domnul prim-ministru, alături de doamna președinte a Camerei Deputaților, care vreau să-i mulțumesc pentru implicarea în organizarea acestui eveniment,